Ce mai faceți, ce mai ziceți? Azi am venit la voi cu un clip bonus, zic eu. Cred că o să intre undeva sâmbătă clipul ăsta. Și de ce am vrut să-l fac? Pentru că, știu, am tot văzut haul-uri de Black Friday și mie îmi plac. Îmi place să mă uit, sunt foarte curioasă să văd ce și-a luat lumea de Black Friday. Fie că e parfum, fie că nu-i parfum. Și am zis să vin la voi cu o chestie mixtă. Adică să vă povestesc ce am luat eu în materie de parfumuri de Black Friday. Cam puțin, cam puțin. Și pentru cei interesați, să vadă și ce am luat în afară de parfumuri. O să încep mai întâi cu parfumurile, dacă asta, numai asta vă interesează, vă uitați doar la partea asta și apoi ne zicem la revedere și fiecare își vede de viața lui. Dar pentru cei interesați de restul lucrurilor pe care mi le-am luat de Black Friday, atunci rămâneți în continuare după parfumuri și vă satisfaceți curiozitatea, pentru că știu că a mea e destul de mare. Adică eu vreau să știu ce și-a luat omul ăla în detaliu. Nu știu dacă sunteți ca mine. Comentați în secțiunea de comentarii dacă sunteți așa. Că, nu știu, toți oamenii sunt așa? Au o problemă cu curiozitatea? Vreau și să știu. Ok, hai să începem. Începem cu parfumuri, cum am zis. Și la parfumuri a fost slăbuț tura asta, adică de Black Friday de obicei la parfumuri mai prins câte o ofertă, dar eu anul ăsta nu am văzut nimic din lista mea care să fie la o ofertă mare. Am văzut parfumele mai ieftinuțe de obicei, care sunt un pic scăzute la preț, dar nu nimic wow. Și așa că am luat ce am considerat eu că mi s-ar potrivi și despre ce am auzit review-uri bune, indiferent că ar fi fost la o reducere sau nu. Deci la mine nu prea a fost Black Friday, să zic așa, pentru că oricum, v-am zis, reducerile la ce doream eu practic erau inexistente și știu asta pentru că urmăresc prețurile, deci le știu prea bine prețurile normale și am văzut că de Black Friday era acolo o chestie aproape infimă, o reducere atât de mică că nici nu simțeai mare brâză, așa că am zis că o să le cumpăr eu la timpul lor, când o fi în viitor, nu mă grăbește nimeni. Și vă sugerez să faceți același lucru, să nu cădeți în capcana, aha, trebuie să-l am acum, că altfel nu o să mai prind reducerea asta fenomenală de 2 lei. Fix de 2 lei. Da? Deci, vedeți, înfrânați-vă un pic dorința asta de a cumpăra totul de pe planetă de Black Friday, pentru că totul e redus. Nu e așa. Și sunt și niște păcăleli. Am văzut și cum au crescut prețurile la anumite chestii și le-au crescut artificial. Deci știți și voi că unii așa fac de Black Friday, nu toți. Bun, hai să intrăm în pâine, că e cam lungă introducerea. Ce am luat în materie de parfumuri? Păi ar fi Escada Magnetism. De mult îl doream. Nu am niciun parfum de la Escada și am zis că acesta ar fi cel mai cunoscut, cred. Nu știu, la mulți youtuberi am văzut review-uri pentru acest parfum și de asta m-am gândit că e hyped up sau a fost hyped up, că nu cred că mai e așa la modă Escada. Da, am zis, hai să încerc și eu ceva de la ei și am luat Magnetism. Îmi vine să zic Magnetista, pentru că e un parfum de la Oriflame, dacă mă înșel. Și tot trebuie să mă corectez în cap, să nu zic Magnetista. Sticla arată așa, cred că toată lumea o știe. E interesant așa, e ca un semn de exclamare, nu știu ce vrea să fie. Sticla nu e rea și stă în picioare. O așezăm aici, stă. Și aici o să le așez. Ca miros, mă dau pe mână aici. Acesta m-a surprins în sensul că mă așteptam să fie un parfum dulce. Așa ziceau cei de pe YouTube. Că ar fi dulce, mega dulce, dar interesant și că rezistă. Și acum, în perioada asta de viitoare iarnă, deja anis la munte și
se simt temperaturile că au scăzut, mă gândesc la parfumuri mai dulci, pentru că acolo iarna pe mine stau bine cele dulci. Și am zis că acesta ar fi o adiție bună la colecția mea de iarnă, dar nu mi se pare atât de dulce. Mi se pare chiar, nu pot să zic fresh, dar mi se pare un parfum verde. Nu am notele, nu mi-am făcut temele, am zis să fie așa mai... Și este un haul destul de spontan. Și am zis să vă spun părerea mea așa, la cald. Să zicem că nu m-am dat cu ele prea mult, nu cu toate. Cu acesta, cred că m-am dat o singură dată. Ce nu m-a încântat la el este durata de viață, care e destul de scăzută, dar mă așteptam cumva la Escada, pentru că nu sunt lăudați pentru durata enormă de viață, puțin așa am văzut eu. Dar mă așteptam să fie dulce și nu este dulce, pe mine. E mai mult verde, simt ceva, fructe verzi, frunze verzi, nu știu, și simt și niște fructe acolo roșii, ceva. Dar acum nu vă pot spune exact, poate coacăze, că pe mine coacăza miroase într-un fel anume. Da, deci undeva fructe roșii, coacăze, nu știu, poate smeură, dar nu cred că smeură, și ceva verde. Nu este atât de dulce. Și la performanță cam făcut. Îl așez aici și trecem așa. Și trecem mai departe. Am cumpărat și eu de la Gloria Vanderbilt într-un final apoteotic. Eu le-am mai mirosit. Cred că am mirosit originalul, pe acesta nu. Minui a New York. Cred că am pronunțat bine. Escada și acesta și următorul pe care o să vi-l arăt. Sunt cumpărate toate de la Parfumo. Și nu pot să zic că Parfumo a avut super reducere, să zici că wow. Da, a avut niște parfumuri la reducere, dar cred că acestea nu au fost la reducerea de Black Friday. V-am zis, eu nu m-am prea uitat la asta. Și așa arată sticla, cred că toată lumea o știe cu acest lebădoi pe ea. Este un suc de culoare mai roșiatică decât original. Originalul e la fel, numai că e mai galben. Acesta miroase foarte bine, m-a surprins, mă dau pe mâna asta. Miroase bine a ceva flori, este un floral oriental. Oriental floral, da, cu ceva flori albe, iasomie, gardenie, un amestec, nu prea îți dai seama, pe o bază cât de cât lemnoasă. Miroase bine, un pic vintage, un pic are o tentă de, nu vreau să zic Chalimar de la Guerlain, dar are o tentă vintage, nu era să ia bunică. Miroase bine și e ieftin, cred că a fost undeva la, nu știu, 20-30 de lei de pe parfum. Deci foarte ieftin. Ar fi intrat în categoria parfumurilor ieftine și bune dacă performanța era ceva mai bună pe pielea mea. Adică dacă depășește, să zicem, 5 ore, e ok. Dacă e la 4, la 3, deja performanța e slăbuță. Și acesta cam pe acolo, poate ajunge la 4 ore pe pielea mea, dar nu prea, nu întotdeauna. L-am încercat de vreo 2-3 ori, deci pe acesta l-am mai încercat și mirosul e foarte plăcut. Acesta e mai dulce decât Escada, după părerea mea, și mai floral. Escada e un pic mai verde, mai bazi. Punem aici și continuăm, pentru că vreau să îmi bat recordul. Vreau să fie mai puțin de 20 de minute, ceea ce nu cred că o să se întâmple, dar eu sper în continuare. Bun, alt parfumel a fost, mi-am mai luat un Jovan White Musk, da, știu, o să ziceți, ești obsedată, Lumita. Da, se pare că sunt obsedată de Jovan White Musk, pentru că l-am și în varianta asta, vi l-am mai arătat în clipul cu parfumuri ieftine și bune, acesta rezistă pentru apă de... Acesta este apa de colonie, primul lot. Și rezistă undeva la 4 ore. Pentru apă de colonie e bine. Și acesta e apa de toaletă. Când am văzut apa de toaletă, am zis,
mi-o iau, pentru că cu acesta o să mă dau o prostie, probabil, la vară, fiind apă de colonie și rezistă doar 4 ore, pentru vară să zicem că e. Și acesta să zicem că ar fi pentru, nu știu, primăvară, pentru anul tipul pic mai rece. Fiind apă de toaletă și apă de toaletă e o concentrație, are o concentrație mai mare decât apă de colonie. Da, pot să zic că miroase un pic, poate adaug o oră în plus la persistență, miroase la fel, deci e moscu curat, miros de piele curată, miros de săpunel. N-ai ce să zici la acesta că ar fi deranjant în niciun caz. Aceste mirosuri nu sunt niciodată, pentru mine cel puțin, n-au cum, n-au cine să deranjeze. Adică, cine e deranjat de miros de curat? Nu știu cine ar putea fi. Dar probabil că există persoane, mă rog. Și revenim la Jovan White Mask Eau de Toilette. Da, are performanță mai bună decât Eau de Colonie. La preț sunt cam la fel și pe acesta am dat foarte puțin, nu știu, până în 30 de lei sau undeva la 30 de lei. Nu mai știu exact, dacă vreți vă pun exact prețurile în descriere mai jos, o să le caut și o să le aveți acolo. Da, cam asta ar fi, deci Jovan, pentru că sunt obsedată de Jovan, aolo să nu pice, așa. Și ultimul parfumel, deci acesta este ultimul, după aceea urmează ce am mai luat restul lucrurilor. Ar fi unul de la Oriflame, o lansare nouă, acum, recent, cred că în ultimul catalog s-a lansat și a fost mare tam-tam pentru că persoana din spatele lui e Elinka Vandić și apare acolo pe copertă. Și de ce a fost mare tam-tam? Pentru că ei se laudă că acest parfum, și anume All or Nothing, de la Oriflame, vine în această cutie fancy, fancy schmancy. Acest parfum se zice, zic cei de la Oriflame, că ar fi un parfum pur, deci cea mai mare concentrație de parfum ever, se laudă cei de la Oriflame, cel puțin. Mă rog, ajunge și acolo. Se deschide așa, e foarte fancy șmenții acest ambalaj. Îmi scuzați unghiile. Și are o cutiuță, doamne, o sticlă care seamănă cu o poșetă. Vedeți? Aceste brizbizuri sunt în sticlă făcute. Deci ai impresia că dacă pui mâna pe el o să fie moale. Știți? O poșetă din aceea de lac, moale, un pic și creață pe aici. Dar nu, el e de sticlă, de sticlă. Sticlă de sticlă, de parcă există. Da. Așa. Și se desface așa. Nu prea îmi place cum se desface. Adică vine acest capac și apoi îl trage așa. Mi-ar fi plăcut să rămână baza lui aici, să se tragă doar de aici. Dar se trage așa, așa au zis ei. Bă rog, acesta, o să mă dau aici pe mână. Mi-am dat și în cafea, că na, de ce nu? O să beau cafea cu parfum. Acesta, da, e un, după mine, e un oriental vanilat și un pic fructat. Are o tentă de ușoară la început de ceva verde, fructat și la început începe cu... Bun asta. La început avem și o lămâie, deci începe cu ceva citric, apoi vine floralul, poate un trandafir. Nici nu știu. Un trandafir, mâncă o floare pe acolo, acel fruct, fruct, nu știu, eu zic ceva coacăză, zmeură, arăt că e un fruct spre verde. Și vanilie în bază, deci vanilie clasic cu vanilie, vanilat în bază, apoi floralul la mijloc și un citric în vârf. Miroase într-un fel, ca și când Little Black Dress de la Avon, eu așa zic, ar fi făcut, pentru că acela are un pic de citric în el, ar fi făcut un bebe, un copil, cu acela de la Oriflame pe care l-am și eu, dar nu vine acum, Amber Elixir. Cu toate că acesta nu are amber în el, nu simt.
Dar ni așa mi se pare, mi-aduce acel vibe de Little Black Dress, poate mă inspiră și sticla, nu știu, dar acel citric parcă l-am simțit în Little Black Dress și are tot acel vibe un pic amestecat, un pic murdărel, așa, adică nu prea simți tu notele foarte exact, sunt toate acolo foarte băgate una în alta și nu știu, blenduirea lor nu mă dă pe spate. Și la capitolul performanță, pentru că acolo cred că sunteți curioase la cum se laudă cei de la Oriflame, acesta rezistă undeva la 5-6 ore pe pielea mea. Multă lume zice pe YouTube sau am văzut la câteva persoane zice că durează 24 de ore sau o chestie din asta. 24 de ore acesta. Poate, dar pe mine nu. Durează cam la fel de mult ca cele de la Avon în varianta Elixirs of Love. Știți, acelea trei, de, vi le-am zis eu, Date with a Turkish Rose, Marriage of Jasmine and Tuberose și mai era unul cu Neroli și Iris. E ok, dar nu m-a dat pe spate la performanță și chiar asta doream să testez la el. Este dulce și acesta, vedeți că e un oriental, floral, fructat, dulce, nu e gurmand, după părerea mea, e clasic oriental floral. Și s-ar putea să fie pe placul multora, îl consider mai mult pentru seară, adică și ziua l-aș purta, dar parcă e mai adecvat pentru o seară în oraș. Bine, cine mai este acum în oraș, spuseți? Dar nu contează, eu mă dau cu el și acasă, ci la mine nu există parfum, mă dau numai pe afară. Eu mă dau cu, dacă simt nevoia să mă dau cu un anumit parfum și vreau, mă dau cu el frumos și acasă. Bun, cam asta a fost la, de până aici, cam asta a fost la parfumuri. N-am făcut maravagie, adică 4 parfumuri și 3 din ele foarte ieftine. Acesta de la Oriflame, fiind acum apărut, a fost 160 de lei sau ceva de genul ăsta. Deci un pic peste bugetul de parfumuri ieftine pe care l-am stabilit eu în alt clip. Adică până în 150 de lei ar fi top maxim. Deci acesta e un pic peste, dar la persistență e ok. Adică se încadrează la parfumuri bune ca persistență. Ok în sensul că am întâlnit parfumuri de designer de 200 și ceva de lei care nu durează nici o oră pe piele. Deci, acesta, da, Oriflame atunci a făcut o treabă bună. Ce vreau să vă zic, dacă îl comandați, nu știu, e ofertă cu două, dacă comandați două și vă cuplați cu cineva, cu o prietenă, atunci obțineți un preț mai bun. Dar acesta, fiind nou apărut în catalogul ăsta, nu a avut cine știe ce reducere. Toate că și Oriflame au acum, dacă nu mă înșel, au ceva de Black Friday sau au avut la câteva săptămâni după Black Friday, nu știu, n-am înțeles, e o chestie, la ei durează mai mult, că na, ei vor să fie diferit, sau fiecare își face marketingul cum consideră. Cam asta a fost pentru parfumuri, dacă nu vă interesează altceva, eu vă mulțumesc că v-ați uitat și vă aștept la următorul clip. Dacă doriți să stați pentru celelalte lucruri și sunteți curioase, stați în continuare. Pentru cei care sunt interesați doar de parfumuri, vă zic ciao ciao. Și aveți grijă de voi, ca de obicei, da? Bun, trecem mai departe. Am zis, tura asta, să-mi iau ceva make-up. Pentru că la capitolul make-up am găsit o ofertă de Black Friday. Pe makeup.ro, dacă nu mă știu, da, makeup.ro, era o ofertă bunicică la niște palete de la Boys & Berries și anume Save the Date, doream de mult să-l încerc și am mai văzut acolo Nudelicious. Acesta, cum zice numele, are nuanțe de nude mai mult și acesta Save the Date e mai romanticos. Haideți să le desfacem și să vă arăt exact cum sunt. Sunt și eu machiată acum cu paleta asta, Save the Date. Nu știu dacă se vede, că îmi tot focusează capul.
Așa. Le-am scos acel film. Vine așa în interior. Are o paletă de roz, un pic blush, un pic. Deci are un mix de mate și strălucitoare. Și chiar sunt ok făcute cele strălucitoare, adică n-au glitterul prea mare și nu sunt prăfoase. Se blenduiesc bine. Nu știu, pe ochii mei, dacă vedeți ceva, am acum, acest romantic de aici. Nu știu dacă se vede bine. Romantic, am acesta, apoi în pliu. Flirt, nu mai știu engleză. Și Our Secret, un pic de Our Secret, acest maroniu, în in the crease, da. Tot în pliu, dar un pic mai puțin ca să dau definiții. Deci cam asta a ieșit la ochi. S-a blenduit bine și nuanțele sunt foarte, foarte mișto și n-am mai întâlnit în asemenea combinație. Și ce cred că o să folosesc mai mult de aici, partea asta și acele șampanii, adică am unul chiar se numește champagne, acesta care e foarte mișto, te o să vi-l swatch-uiesc, nu știu cum să vă fac să vedeți, așa. Deci e foarte mișto acest champagne, dacă ar focusa pe mâna mea și nu pe fața mea, ar fi ceva. Cred că acesta o să-l folosesc eu în următoarea, nu știu, depinde cum mă voi îmbrăca și ce chef o să am. Și avem și niște mate foarte mișto pentru inner crease, pentru pliu. Și nu sunt prea închise la culoare, nici Our Secret ăsta e ceva, un maroniu mai închis, dar e ok. Și Just Married ăsta de aici. Mi se pare foarte mișto nuanța, foarte interesantă și n-am mai văzut-o în alte palete. Oricum, per total e o paletă bună, ce n-o să folosesc probabil aceste trei piciuri piersicii, nu știu, nu mi se pare mie că mi se potrivesc la fățăul meu. Dar cine știe, poate o să-l folosesc. Hai să vă arăt și cealaltă paletă. Hai să mă șterg un pic pe deget. Așa, să vă arăt și Nudelicious. Cu acesta nu m-am marchiat, cu aceasta. De asta mai are încă filmul ăsta, dar o să-l dau la o parte că nu-l suport. Și așa arată. Nu știu cât se vede. Sunt mai mult nuanțe de nude, maro, avem și niște griuri, spre griuri. Spre roz, tot așa un fel de champagne color. Cred că îmi place cel mai mult Bear. E un over the lid, nu știu cum să zic, o bază bună Bear. Și apoi sensual ăsta e foarte mișto și Sultry. Sultry mi s-a părut cea mai interesantă. Sultry și Sweetie. Deci Sultry e acesta și Sweetie e acesta. Și sunt tot așa un pic strălucitoare. Mate avem una, două, trei, patru. Avem mai puține mate, da, avem doar patru mate și restul strălucitoare, dar eu așa caut. Puține mate pentru că nu folosesc atâtea mate, dar folosesc mai mult acele un pic strălucitoare, nu vreau cu glitterul acela foarte mare, nu-mi place, pentru că oricum nu stă pe ploapă, cel puțin la mine. Și așa că acest glitter fin e ok și sunt cremoase, sunt destul de cremoase, nu sunt prăfoase, se blenduiesc bine. Asta am și căutat, nu vreau să fie prăfoase, pentru că am o grămadă din acestea prăfoase. Nu știu dacă e să vă fac un swatch la Sultry și la Boudoir. Hai să vedem. Stați așa, să nu pice. Ok. Nu prea mă pice, dar mă rog. Deci, acesta este de pe paleta Save the Date. Acesta este Sultry. Vedeți?
și budoar. E foarte interesant acest budoar. Bun. Cam asta a fost pentru make-up. A, nu, mai am ceva. Da, ziceam că mai am ceva și m-am dus să-l iau. Acest make-up sponge tot de la Boys & Berries. E interesant. Nu l-am testat încă să văd cât de mult se umflă și cât de mișto aplică. Pentru că am unul deja pe care îl folosesc și nu știu, nu vreau să le murdăresc pe toate. Am unul chiar de la mama lor, mă rog, mama lor, acel beauty blender original. Și cât mă ține acela, o să-l folosesc. După aceea o să trec la acestea mai ieftine, pentru că mi se par că fac același lucru. Deci n-are sens să dați atâția bani pe beauty blender-ul de la Sephora, care e undeva la, nu știu, e foarte mult. Acesta a fost undeva la 20 de lei și cred că face la fel de mult treaba. Și plus că are forma asta teșită, care mie mi se pare mai ok pentru zona de sub ochi decât cel de la beauty blender, care n-are zona. Bun, hai să trecem mai departe, nu mai am mult, deci mai am o singură chestie, nu știu, tot vine să mă șterg, dar nu mă șterg. Și anume ceva de încălțat. Mi-am luat niște bocanci de lac, da. Nu cred că erau la reducere, i-am văzut pe Minipri, mi-au plăcut și așa că i-am luat. Sunt aceștia. Nu știu cum să văd. Da, de mult îmi doresc de lac. De piele neagră, lac, să meargă la bluși negri, rockera din mine sau ce eram pe vremuri, că acum por roz, din câte vedeți în acest clip, a simțit nevoia să fie răzbunată un pic, cu toate că acestea nu sunt de rockeriță, sunt mai mult glam rock, pentru că au acele capse, sau mă rog, da, sunt niște capse, de fapt, aurii. Nu mă deranjează capsele aurii, chiar cred că dau bine pe genul ăsta de bocanc, semi-gheată bocanc. Și au un toculeț măricel, dar comod, pentru că este lat și m-am încălțat cu ele, nu mă omor la picioare, cred că pot să merg mult și bine în acestea. Le-am luat pentru că nu am de lac nimic și mi-am făcut veacul acum în toamna asta cu niște încălțări asemănătoare, dar din piele întoarsă. Și aceștia ar fi ce port eu acum, scuze dacă sunt murdari. Pentru blugi merg foarte bine, mai ales la blugii de culoare închisă, pentru că alungesc piciorul. Ai impresia că piciorul se continuă pentru că are aceeași culoare. Și sunt ok mai puțin pe ploaie. Aceștia pe ploaie nu i-aș purta pe aceștia, pentru că nu e ok să porți așa ceva de piele întoarsă pe ploaie, pentru că îi faci zob. Dar vedeți că au aceeași stil de... practic la fel, numai că pe altă culoare și alt material. Aceștia de lac pot fi purtați pe ploaie fără probleme, că nu cred că lacul are probleme. Singura chestie la ei... nu știu, mi-aș fi dorit talpa acesta să fie un pic nu așa ieșită în afară aici. Nu știu ce, mă deranjează micile detalii de genul ăsta. Și mi-aș fi dorit să fie mai puțin zgomotoși un pic. Adică au ceva. Dar cred că face această limbă din interior. Și cred că găsesc soluții să le dau cu ceva să nu mai facă zgomot. Că ele practic trebuie... date cu ceva. Am văzut o felul de tips and tricks pe YouTube și cred că o să încerc, dacă mă enervează suficient de mult faptul că fac ceva zgomot. Dar nu sunt așa wow, să zici că te enervează. Dar pe mine mă enervează orice zgomot și trebuie să rezolv cumva situația. În rest, sunt mulțumită, sunt din piele naturală. Da, știu, ok, sunt... nu sunt pro omorât animale, în niciun caz, dar dacă vă luați o pereche de pantofi de piele naturală și vă ține ani și ani de zile și nu vă mai luați pantofi de carton, cum zic eu, în toate culorile posibile și care vă țin, eu știu, câteva luni, dacă, poate o lună,
știți la ce mă refer, sunt anumiți pantofi care sunt făcuți practic din carton cu o chestie pusă deasupra, nici măcar piele sintetică din aceea, nu. Și zic că merită mai mult o investiție de genul ăsta, un pantof din piele naturală, dar să vă achiziționați mai puțin, pentru că vă țin mult mai mult și sunt mult mai calitativi. Deci nu mă atacați că schingiuiesc animalele și că le iau pielea și că mi le pun pe picioare. Nu e cazul, încerc să mă limitez la pantofi de piele naturală, în sensul că prefer mai puțini și mai buni și să-i țin mult timp decât să ajungă undeva aruncați în ape, râuri, whatever. Bun, cam asta a fost haul-ul de azi. Dacă ați stat până la final, vă mulțumesc. Să spuneți și voi ce v-ați luat de Black Friday, pentru că sunt curioasă să știu, și în comentarii. Și chiar dacă nu e vorba de ceva legat de parfumuri, și haine și ce v-ați mai luat. Am vrut să-mi iau foarte multe pijamale, dar am deja foarte multe și am zis nu. Că, na, pijama e, cred că e cea mai cumpărată chestie acum, pentru că toți stăm acasă și vrem să fim cât mai comozi. Da, și să-mi comentați și voi în secțiunea de comentarii ce v-a plăcut sau dacă v-a plăcut acest tip de clip și dacă mai vreți să filmez și altceva în afară de parfumuri. Aș putea, nu sunt expertă nici în parfumuri, hai să fiu serioși. Dar dacă voi vreți, din când în când mai pot să fac și așa ceva, să mai schimbăm switch it up, știți, să nu rămânem în aceeași notă. Nu știu, aș putea să facem și la bijuterii, pentru că acolo am eu o pasiune, după pasiunea cu parfumuri, pasiunea cu bijuterii. Acolo aș putea să vă arăt niște chestii, dar îmi spuneți voi în comentarii și vedem. Până la urmă, o să iau în considerare și ce ziceți voi, dar dacă eu am chef să fac într-o zi ceva legat de bijuterii, o să fac, probabil. Nu știu, o să mă mai gândesc și o să văd. Eu vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat și vă doresc o zi bună, aveți grijă de voi și de ai voștri. V-am lăsat. Ciao, ciao! Well, hello! Ce mai faceți? Ce mai ziceți? Azi am zis să fac un clip bonus. Deci cam la fel ca persistență ca acelea de la Oriflame. Avon, pardon, Elixirs of Love. Și da, e ok. Am piele de crocobau. De ce? Pentru că mă dau cu fond de ten și atunci am piele de crocobaur. Am piele de crocobaur. Okay.